Morning glory, morning glory. Mă cam strânge pantofiorii. Bonjurică, bonjurică, pur și simplu morning glory, efectiv. Deci cam asta ar fi tot ce putem spune despre acest moment. Am revenit un pic la Skype-uleț pentru că epidemie, pentru că măsuri de siguranță, dar nu puteam să pierdem ocazia de a-l reîntâlni chiar și pe, nu, pe această cale, pe prietenul nostru al tuturor și, adică, mă rog, am mai mult al nostru decât al vostru, dar e vorba de actorul Adrian Nicolae, căruia îi spunem bună dimineața. Bună dimineața, domnule Exarhu, ascultătorilor dumneavoastră și oamenilor cu măști din studio. Vă mulțumim foarte mult. În cazul în care ați deschis mai târziu caloriferele electrice, prăjitoarele de pâine și răzătoarele de ghimbir, putem fi recepționați live și văzuți cum stăm ca niște oi proaste cu măștile pe față în studio, dar și pe Adrian puteți să-l vedeți în transmisie live pe Facebook și pe toate alea. Adrian... Păi de-aia am murit, domnule, la Revoluție. Păi asta vin și eu și te întreb. Exact. I come and I ask you. Spune-mi, Adrian, de ce teatrul? Nu, teatrul m-a ales pe mine. Ok. Mergeam pe stradă și am auzit pași în spatele meu și eu sunt un individ anxios, așa că am grăbit și eu pasul, era seară și am încercat să scap de pașii ăia într-un gang, nu știam că se înfundă, pașii s-au apropiat, am simțit o respirație grea în ceafă. Și când m-am întors, era teatru. Putea fi Marcel Iureș. Salut. Da. Poți să-l mai inviți? Salut. Salut. Ce cauți de departe? chiar ce are? Trebuia să fie Marcel Iureș azi, nu? Chiar m-a sunat ieri. Sper că e bine, că l-am visat mireasă. Ai cu vreo boală. Mie să-mi spuneți dacă e așa. Publicul trebuie să știe. Nu, e bine, e bine. Ești, erai chiar tu pe listă. Erai chiar tu și coincidență. Nu cred, iată, am ajuns aici. Spune-mi, Adrian, ce mai... bun, sigur, teatru te-a ales pe tine, dar ai servici acum? Adică trăiești din ceva? Te duci la repetiții? Dacă definești prin servici ceva ce prestiți și ții banii pe el... nu, atunci nu. Ok. Dar mă duc la repetiții, pregătim două noi proiecte cu Centrul Cultural Lumina, scene din viața insectelor și școala nevestelor. Și ăsta e un centru cultural din București sau? Yes, din București. Bun. Înseamnă că ai servici cât de cât. Da, nu sunt angajat, colaborez. Până se închid teatrele. Până se închid teatrele, rupem cu repetițiile. Da, asta e foarte important să... Să dați sentimentul ăsta că se lucrează intens și... Exact. Și cu noua distribuție a sălilor, adică cu 30-40 de inși într-o sală ca să stea departe și să nu se audă între ei, probabil că aceste două spectacole vor fi văzute de sute de persoane în lunga lor carieră. Crezi că în momentul ăsta se tușește mai mult la piesele de teatru? Eu n-am auzit nimic, dar am jucat și afară. S-ar putea să-i fie acoperit motocicletele. E o problemă cu ăștia? Tu crezi că vin intenționat să tușească la piesele voastre? Nu, dar sunt oameni care râd ciudat și ea-s mai periculoși decât tușitori. Poți să ne dai câteva exemple? Spircuiesc din memorie. Ți-ai pus problema că ai fi putut ajunge la un revelion unde ar fi putut fi invitați acești oameni care râd? Poți să ne mai dai un exemplu de râs pe care l-ai auzit la o piesă în care ai jucat? Asta facem și de tine. Și foarte drăguți sunt oamenii care repetă replica ce le-a provocat râsul. A fugit! Ăla era altul! Interesant e faptul că totuși vezi tu, ei au de undeva bani, probabil cineva îi plătește să facă, să vină, să cumpere bilete și să te enerveze pe tine la piesele de teatru. Concurența. Crezi că alte teatre de stat îi plătesc pe ăștia să vină? Notarau, crezi că lucrează? Păi notarau e capul răutăților pe trimis de ăștia să râdă mie la spectacole. Și eu cred la fel. Și eu îi bănuiesc. Și totul s-a stricat de când am renunțat la valorile autentice, cum ar fi pieptenii din coarne de cerb.
Și... voi faceți mișto, dar e o rușine. Este. Realmente o rușine. Păi noi eram cornarul Europei. Prețul cornului se făcea la calafat, plecau șlepurile până la... Pericei. Nu, veneau șlepurile. Mericei? Pericei. Am înțeles că este satul în care s-a născut, sau localitatea, nu știu dacă e sat sau localitate. Vatra. Da, Vatra nașterii lui Dacian Cioloș. De acolo e. Din Pericei. De acolo și Dacian. Da. Dacian Cornaș. Și veneau șlepurile încărcate, în primul rând, cu somon din aia de munte. Știi cum erau somonii pe vremea dacilor? Că erau îmblăniți, că era apa foarte rece. Nici somonii nu puteau să trăiască și aruncau și pieptenii. Că întâi au început să pieptene somonii, că și ei erau plini de păduchi. Efectiv. Și acum am ajuns să importăm coarne de cerb din Turcia. Da. De parcă n-am ști că nu sunt coarne de cerb. Cu gustul ăla de țiplă. Aiurea. Plastic, domne. Da, nu, coane de cerb, oricum sunt fake-uri, clar, pentru că sunt făcute din coane de vacă măcinate și exact ca parizerul. Cum se face parizul să facă acum coane de cerb? Păi să miră ce să mai inventeze chinezii ca să distrugă poporul ăsta. Binecuvântat de Dumnezeu. Și simt că totuși în politică ai fi o voce importantă și totuși te ferești să ataci frontal aceste probleme. Aș vrea întâi... biblioteca. Am văzut și biblioteca. Știu că au fost probleme la Fetești Cernavodă în ceea ce te privește și am sentimentul că treaba asta te-a înrăit așa ca o jucărie de pluș pe care eu reparați conexiunea. Cu care cum ne auzi? Acum da. Adrian, așa. Bun, înțeleg că viața te-a înrăit, politica te-a înrăit și ar trebui să vorbim un pic despre politică. Pentru că în pandemie foarte mulți actori au avut niște ieșiri extrem de penibile în care s-au implicat personal. Am vrea să vedem dacă totuși viața ta, prezența ta în politică are un trecut și eu simt că are. Eu cred că vocea ta se aude de mai mult timp. Și totul a plecat poate de la o întâmplare care ți se revelează la o ședință de terapie, când îți dai seama că la un moment dat poate, nu știu, era într-o piață sau undeva, lângă un chioșc, dau un exemplu la întâmplare. Da. Ai nimerit, pentru că pe toți ne prinde cât un eveniment din ăsta exact unde nu te aștepți. Nu, eram lângă Ministerul Apărării Naționale în drumul Taberei când a izbucnit Revoluția Română. Acolo eram. Tu poate erai lângă un chioșc de ziare pe care îl demola dictatorul Băsescu. Când a fost Băsescu primar, a luat două măsuri foarte nepopulare la vremea respectivă, dar care mie mi-au mers la suflet. Aia cu câinii și aia cu chioșcurile de pe domeniul public. Nu știu dacă mai țineți minte, era de mult. Nu, ține minte istoria acestei țări. Never forget. Așa, și pe la Nițu Vasile, pe lângă cimitir, erau foarte multe restaurante puse pe domeniul public. Deci, unde călcai, un restaurant. Și era unul dintre aceste restaurante, îi spun restaurant așa, pentru identificare. Nu era propriu zis un restaurant. Era genul restaurant. Da. Genul cârciumii restaurant. Tip restaurant. Se numea Broască, sper să nu mă înșel, sau La Broască. Da. Avea o blană de mistreț pe un perete din nu știu ce motiv și scaunele erau de plastic și pline de jeg, bere vărsată, bețiv din alte seri, adică era ceva, nu era ceva hipsteresc, dar se mergea acolo pentru că era cea mai ieftină bere și berea era ieftină pentru că uneori plăteai berea cea ieftină și îți dădea o halbă dintr-un frigider. Era un frigider Fram de la model vechi cu clanță, dacă știți. Da. Și zicea câte să fie. O bere. Scotea o halbă de bere din frigider și ți-o dădea. Și doamna... Crezi că le umpleau la alt restaurant de alături? Eu cred că se aduna tot ce... Nu, dar nu rămânea nimic. Nu, asta era soluția. Și doamna patroană era, cum să zic eu, să nu par... nu în linie cu vremurile. Era româncă, dar nu era româncă. Așa. Era și nu era româncă.
Ash. Așa. Man catch the Ash. Când i-au pus pe poartă, i-au bătut ca tuturor o hârtie de aia, de un ordin de evacuare, care spunea să ții toate catrafusele, că în nu știu cât, nu știu care era termenul, 30 de zile, 15 zile, habar n-am, băgăm buldozerul în cașcarabeta dumitale. Și atunci doamna patroană, care era conectată cu domnii de la pompe funebre, căci ne află lângă cimitir, a făcut un pact și a luat un capac de sicriu, a schimbat firma cârciumii și cârciuma s-a numit la Coșciuglu Băsescu. Și vreau să spun că nu știu câtă vânzare au făcut ei în restul existenței cârciumii, dar în vreo două săptămâni cât s-a numit la Coșciugulul Băsescu, au început să apară acolo, pe lângă elevi ca mine, care pofteau la berile alea din frigider, și domni cu cămăși, oameni la costum, un fel de proto-hipsterea la bucureșteană, știi? Pentru că era de bon ton să bei la Coșciugulul Băsescu. Și și-a scos doamna aia pârlea la analea două săptămâni când n-a vândut în viața ei. Și ea... Iar eu am fost acolo și am băut. Poftim, am zis. Și iată, te-ai întors să povestești. Exact. Și asta este rostul artiștii. Asta a fost și momentul în care copilul Adrian Nicolae a simțit mirosul de sânge proaspăt pe care îl emană politica adevărată. Absolut. Și implicarea ta, cred că nu a dat, n-a făcut niciun pas înapoi de atunci și până în zilele noastre. Când iată, simt că astăzi ești pregătit să mergi mai departe. Și aș vrea să vorbim un pic, dacă vrei să-ți deschizi barele inimii, să ne spui ce te preocupă acum și ce planuri ai avea tu pentru România, dacă ar fi să ți se închidă acum cârciuma numită la Coșciugul lui Băsescu. Foarte pe scurt, eu am o viziune destul de rurală asupra politicii. Sunt apolitic. Sunt dincolo de politic. În sensul că senzația mea e că dacă ai un partid și tu, să zicem, prin luăm un caz ipotetic, să zicem că ești hoț, știi? Ne. Adică furi. E, care sunt șansele ca tu să accepți lângă tine pe cineva care e tânăr și curat și nu fură? Vorbim ipotetic la modul, dacă tu răzvii, ai fi mafiot. Da. Bun. Și de asta eu nu cred că soluția este de la vreunul dintre partide. În schimb, da, monarhia e singurul garant al binelui unui popor, e regele, că n-are niciun interes. Așa. Ce-a făcut vilă și-a făcut. Copiii sunt la studii în străinătate oricum. Okay. N-are niciun interes să fure. Știi ce zic? Da, și înțeleg. Eu aș propune să ne întoarcem la monarhie. Sigur, casa de România e... e complicat. Dar avem varianta să vorbim tot cu Casa Regală Britanică. Așa. De exemplu, păi uite, Charles, de exemplu, nu o să mai conducă Marea Britanie. Și îi place România. Păi, mi-e teamă că totuși ar trebui să privim cu atenție și îngrijorare longevitatea reginei, ceea ce aș face și eu în locul lui. Da, deci el nu mai pupă și a și zis că nu mai pupă și că îl lasă pe fisul la mare. Adică da. îi lasă Anglia. Îi lasă Anglia lui fisul. Și a zice că dacă tot e o persoană fără ocupație în momentul ăsta... Și place România, sau bun, hai zicem nu el, pentru că nu e mișto să iei pe unul care deja e bătrior. Știi? Dar poate ni-l dă pe la micu. A. Nu? Păi da, dar la micu nu mai vrea. Păi că... nu mai vrea la ei. E presiune mare, dar la noi, unde-i berea 10 lei. Și poate să fie... că l-ar aduce berea 10 lei încoace? Da, domne. Deci gândește-te un pic. Până rezolvăm cu Peleșul cu asta, până... trebuie să luăm de la ai noștri, de la români. Adică să luăm Peleșul. Să-i dăm Peleșul înapoi? Nu, îi dăm Peleșul înapoi. Îi dăm Peleșul lui Harry, dar până rezolvăm cu Peleșul, poate să stea la Tasul, la Viscri. Știi? Are casă Tasul în Viscri. Da. Bun, și poate să stea acolo până să aranjează. Asta mică oricum voia Meghan, zic. Da. Știți. Oricum ea vrea servici. Nu se fac filme în România?
Ar putea și Dacia să scoată o ediție aniversară de Logan Megan. Și să se unifice, practic, Dacia chestiile Megane. Astea. Da. Sau, bun, hai, nu Harry. Zici că Harry poate... Dar să ne dea unul mai ieftin. Unul... Să ne dea un văr de acolo. Da, da, curat. Fără da, trecut ciudat, eu știu ce scandaluri și alte de astea. Că noi nu... Păi ce păduc poate să aibă și să n-avem noi pieptăn de corn? Și asta e adevărat. Și asta e adevărat. Îmi place cum gândești și viziunea ta mi se pare importantă. Sunt convins însă că în momentul ăsta niște oameni frumoși, oameni care caută să se dezvolte personal, scriu niște răutăți, îți comentează răutăți cu ură. Cu ură, dar citiți-le pe post, nu mi-e frică de nimeni. Spune-mi ce părere ai tu. Cel care l-a adus pe regele Harry în România și atunci nu o să mai cârie nimeni. Ok? Tu totuși ce părere ai despre ura asta de pe internet? Te-a afectat? Nu. Îți rănește sufletul? Nu, dar e hazliu, de exemplu. Unul din lucrurile cele mai interesante pe care le-am citit recent este cum mulți oameni se plâng că videoclipurile date de colegii mei stand-upări, prietenii mei, da, frații mei, Caterinca, au prea multe reclame. Ah, da? Da. Așadar, acest conținut amuzant, lăsat liber pe YouTube, mă urmărești? Da, da. Are prea multe reclame și ce-i cu tupeul ăsta pe ei? Sau alți stand-upări și-au făcut cont pe Patreon și cer, fii atent, tupeu, bani ca să te uiți la glumele lor. Ce mai urmează? Instalatori care îți cer bani ca să-ți repare țeava? Unde se duce poporul ăsta? Da, nu ne punem problema că poate totuși ăștia care comentează că sunt prea multe reclame ar putea să fie frustrați de faptul că nu pot să cumpere produsele cărora li se face reclamă și că sunt, pe scurt, săraci. Nu mă așteptam de la dumneavoastră. Da, știi, mă gândeam așa că am văzut, mă rog, multe tatuaje în ultima vreme pe oameni care parcă se uită cu jin la portofelul tău și mă gândeam că totuși dragonul de pe antebraț, da, te apără de dușmani, te apără de dușmani, dar nu și de șomaj, știi. Și mă rog, e poate o răutate, dar e inspirată din viața reală. Dar îmi place că e această atitudine pe care o iau la pachet cumva cu... Bă, dar ce s-aș mecheri, mă? Micuțu. Ăsta... Da, Micuțu sau Toma. Da. Bă, de unde atât aș mecheri, mă? Să ceară bani pe munca lui. Bă, nu ți-i rușine, mă, porcule. Hoțule. Deci, exact. Hoțu. M-am uitat până la jumătate. Ne bagă mâna în buzunare în timp ce râdem. Exact. Păi da, eu fur cablu de 10 ani. Nu vii tu la mine. Exact. Da. E foarte... Păi ne ceară bani să ne instalăm Windows-ul. Hai, mă, dă-i încolo, mă! Adrian Nicolae, da, vreau. Spune-mi, te rog frumos, dacă ar fi să își deschidă Harry totuși în un restaurant în Viscri, în casa, da, lui tătânăsu, ce nume crezi că ar putea să-i dea? Aristocrații! Club Aristocrat? Nu, aristocrații. Cu aducești pe nevastă, să probabil vor procrea copii români. Copii români? Pe ce scrie în buletinul ăla lui? Auzi, dar tu crezi că, cum ai zis, la Nițu Vasile s-a întâmplat chestia? Da. Crezi că pe ăsta îl chema, de fapt, prenumele lui era Vasile sau Nițu? Tu ce părere ai? Că mă obsedează de când ai pronunțat numele străzii. Îți mărturisesc și mă ustură că... De fapt, eu sunt și un intelectual, că nu mi-am pus niciodată problema asta. Dar cu că zici... Mi se pare că e milițiană. Eu am văzut o stradă, o plăcuță din asta, pe strada Mihai Eminescu. Și acolo era... Mihai e prenumele. Da, dar era scris Eminescu Mihai Poet. Și mi-a plăcut foarte mult abordarea milițienească. Da, pentru că l-a scos la tablă. Și Eminescu, te mut. Da, Eminescu Mihai. Nu știu. Ocupația, poet. Da. Aș putea să aruc o variantă, pentru că am 50% șanse să câștig. Hai zicem că Nițu e numele și Vasile prenumele. Hai zicem așa, da? E invers, nu?
Nu știu, chiar nu știu că, cum stau lucrurile. Și iată, din ce în ce mai puțin oameni știu. Dacă e cineva care l-a cunoscut, el e erou, nu? E erou al Revoluției sau? Nu, al războiului. Al războiului? Da. Hai mă, căutați-l, că aveți oameni acolo care nu fac nimic. Păi Vasile Nițu este un fost senator român în legislatura 90-92. Nu cred că e ăsta. Nu. Nu, nu. Ok. Sigur. Vasile Nițu, violator român din Italia. Nu. Nu. Vasile Nițu. Erou, stradă. Apartamente. Zi, Vasile Nițu, stradă. Nițu Vasile, Camera Deputaților. Bă, nu e. Băi, las-o. Ce stai, mai ușor am aflat despre pieptănii din coarne de cerb, piramid. Cine e făcut de daci Nițu? Și nu știm cine l-a ucis pe Nițu Vasile. Dacă cel care l-a ucis pe Nițu Vasile l-a ucis și pe Vasile Nițu. Iluminati. Ia uite, Barbershop Nițu Vasile. Bă, nu. Nu, păi nu e. Încheiem aici. Povestea străzii Nițu Vasile. Ia, ia. Ai găsit tu? Se numea Puțul Tonola. Tonola e numele mic sau? Una din proprietățile lui Costică Mandravela, farmosul cârciumar banchier, se învecinea pe una din laturi cu drumul Tonola. Și? Dacă doriți să vedeți. Nu zice, dar ia să vedem. Microraionul între Nițu Vasile 1962. Deci ceva e rău, mă. E rău, da, e clar. Da. Bun. Ne bate Dumnezeu pentru păcatele noastre. Sergent Nițu Vasile. Așa, mă. Ostaș căzut în război antifascist. Păi da, dar care e prenumele? Sergent Nițu Vasile. Sergent. Păi da, dar nu știm dacă e Vasile Nițu sau Nițu Vasile. Tu crezi că pe ăsta ai cunoscut vreun om pe care l-au botezat părinții Nițu? Nu, dar dacă suntem în război antifascist. E adevărat că dacă scrii Vasile răspunde jumătate de oaste. Exact. Nițu răspunde doar omul cu strada. E adevărat. Nițu, care? Vasile? Da, eu, mă, deci s-ar putea prezent. Să fi greșit și Nițu să fie prenumele. Zici tu că ar putea să fie Nițu prenumele? Dacă i-au dat numele atunci așa dădeau numele, nu dădeau Vasile, virgulă, Nițu, virgulă, sergent. Atunci însemna că ăștia botezau invers, adică aveau prenumele și îți dădeau doar numele la botez. Poate fi și așa. În fine, iată încă una din enigmele istoriei, cum a ieșit la suprafață în această emisiune, care mereu este în slujba cetățenilor, mereu în slujba adevărului, într-un cuvânt, Morning Glory. Mulțumim foarte mult, Adrian Nicolae, pardon, Nicolae Adrian. Îți mulțumim că existi și că ai fost alături de noi. Ai o vouă în sănătoșire grabnică, vă doresc. Și... Lasă că nici orice nu duc mai bine. Și așteptăm să ne vedem cu bine. Și să sperăm că nu veți rămâne toată viața în repetiții. Veți ajunge să și jucați cu public piesele astea pe care le repetați acum. Dacă mai știm cum e. La Centrul Lumina, da. Așa. Da. Mulțumim, Adrian. Aplauzele noastre. Stăm să facem o poză cu el? Facem și o poză, așa. Da, sunăm după aia. Te sunăm după aia. Te sunăm după aia. Gata, da, te sunăm noi după aia. Am auzit eu asta. Da. Nu, că te sunăm, E ok. E adevărat. A luat și altul rol. Las. Și treaba asta. Pentru cei care vor să deschidă restaurant, eu m-am gândit, cum să știi, la restaurantul pe care ar putea să-l deschidă Harry, ca să fie și popular așa și să câștige voturi, în Viscri, în casa lui Tătânăsu, ar putea să fie la băiatul lui Regina. La coșicul lui Tătucu. Exact. Mulțumim, Adrian, încă o dată. Azi e despre tine, om frumos. Și în continuare, dimineața binecuvântată și te pupăm dulce pe ceacră și să ne vedem cu bine. Mulțumim mult. Cu drag. S-a închis. Deci este închis, incredibil. N-a închis. Stătea așa ca prostul? Făcea cu mâna așa ca Regina. Făcea cu mâna ca Regina. Bun, îl ascultăm pe Radu Paraschivescu și revenim imediat după publicitatea să vă spunem la revedere și să încercăm online? Să cântăm. Da, mai stăm, da. Bine, mai stăm online. Gata. Nu părăsiți aparatele de internet, revenim imediat după publicitate. Morning Glory on Rock FM.